Bună ziua tuturor! Vreau să vă salut la panelul de discuții spre o tranziție verde a Republicii Moldova, energie curată și economia circulară. De ce vorbim despre tranziția la economia verde? De ce avem nevoie de economia circulară? Tocmai pentru a proteja mediul, mediul, a consuma sau a promova energie din resurse regenerabile, a trece la un nou tip de economie, de la producție, consum, aruncăm, la consumăm, reciclăm și iarăși consumăm. Și acum vreau să vă prezint participanții la acest panel. Astăzi vom vorbi cu Carolina Novac, secretar de stat la Ministerul Energiei. O avem aici. Daniela Petrușeschi, în cadrul proiectului FTA, Future Technology Activity. Îmi spui, te rog, și expert, manager senior economie verde. Vorbim cu Silvia Panacarp, program analyst la UNDP Moldova. Bine ați venit. Și vorbim cu Dumitru Pântea, directorul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Mai așteptăm câțiva paneliști, ei se vor alătura discuțiilor atunci când vor ajunge, dar prima întrebare vreau să o adresez Carolinei Novac. Știu că Ministerul Energiei și, în general, noi toți ne liniem la obiectivele Uniunii Europene pentru neutralitate climatică 2050. Ne-am propus să reducem și consumul, deci și emisiile cu efect de seră cu 70% comparativ cu anul 1990 până în 2030. Și vreau să știu care sunt prioritățile Ministerului Energiei în domeniul promovării energiei curate și neutralității climatice pentru perioada următoare. Da, vă mulțumesc, domnule secretar de stat. Într-adevăr, la Ministerul Energiei noi suntem foarte dinamici pe aspectul de politici, de strategii, pe lângă țintele juridice pe care noi le avem ca stat. Într-adevăr, iată, avem ținta de 70%, dar și pe energie regenerabilă. Avem ținta de 30% de consum de energie regenerabilă până în 2030. Actualmente suntem la 6%, dar credeți-mă, dacă reușim noi să ajustăm, și asta am făcut până, deci efectiv în ultimele luni am lucrat la legea cu privire la promovarea surselor de energie regenerabilă și sperăm mult săptămâna viitoare să fie aprobată în guvern. Iată, până la sfârșitul anului vom putea lansa acele licitații de capacități mari de energie solară și energie eoliană în Republica Moldova. Mai exact vorbim de 105 MW și de 60 de MW. La fel, vă pot spune că cota pentru mecanismul de sprijin, contorizare netă, deci cei ce își instalează oamenii, dar și agenții economici pentru a-și acoperi cu propriul consum, aproape a fost atinsă și acesta este un semnal pe care l-am văzut noi și din criza de anul trecut cu penele de curent și șocurile pe care le-a trăit țara noastră, dar iată, cum spuneam, venim cu niște modificări aduse la legea din, cu privire la energia regenerabilă și această lege ce prevede în fond. Deci creăm toate mecanismele încurajatoare și pentru investitori să vină cu investițiile de ordinul sutelor de milioane de euro pentru a organiza aceste licitații. Deci credeți-mă că o să vedeți în următorii ani acele parcuri gigantice de energie solară și energie eoliană. Mai mult de atât, noi deja am alocat anul trecut pentru cel de-al doilea mecanism de sprijin numit și deci mecanismul de feed interest sau tarif fix, da? Deci și capacități de energie solară până într-un megawatt, deci de la 20 de megawatți, cei ce fusese inițial alocat, cererea era de până la 140. Ei, iată, după un șir de modelări și de analize pe care le-am făcut asupra sistemului, am reușit și am ridicat această cotă la 120. Acum, sigur, să vedem următorii 2 ani aceste investiții efectiv să se realizeze.
Deci acesta, am deschis așa o paranteză doar pe aspectul de energie, să zicem, intermitentă, pe partea energiei regenerabile non-intermitente. Și aici vorbim de, iată, de sursa de energie, de biogaz sau același waste to energy. Da? Iată, cum producem, ce facem noi cu deșeurile în Republica Moldova? Și acele deșeuri și furajere sau deșeurile de biomasă solidă, deșeurile dintr-o fermă, da? Există multe soluții și tehnologii și una pe care noi o promovăm prin acele cote de capacitate alocată, care au și un tarif destul de avantajos de la Agenția Națională de Reglementare Energetică și așteptăm aceste investiții. Noi, de altfel, ne propunem pe componenta asta să organizăm și un eveniment în toamnă, undeva în luna noiembrie, cu fermierii din Republica Moldova. Probabil avem nevoie și de mai multă consultanță, de, ca să, una e să conduci o fermă, alta este să te apuci să faci biogaz și să știi cum să gestionezi acel digestor anaerobic. Da? Deci vă dau un exemplu. A doua componentă, la fel de importantă în această lege cu privire la sursele de energie regenerabile, vorbim de crearea comunităților energetice. O să vedeți mai mult informație și pe acest subiect, pentru că vom face un regulament. Ce înseamnă acest lucru? Deci vom creăm o comunitate din punct de vedere juridic care să beneficieze de acea energie, de acel punct comun și de acea centrală de energie solară, să zicem, sau eoliană. Și sau poate mai instalăm și niște baterii de stocare. Poate reușim să, iată, să aibă și colectoare solare, că văd în fața mea, deci e un lucru fantastic ce se întâmplă aici. Apropo, abia aștept să merg la fiecare dintre voi să văd ce aveți aici. Dar acesta este un exemplu, a doua inițiativă. O a treia inițiativă pe care o planificăm tot la ordin de pilot este cea numită și Vehicle to Grid. Ce înseamnă Vehicle to Grid? Apropo, cu titlul de paranteză. În Republica Moldova deja avem înmatriculate în jur de vreo 2700 de mașini electrice și doar anul trecut au fost înmatriculate la 900 de mașini electrice. Deci trendul este în creștere și deși nu avem încă, și trebuie să spunem lucrurilor pe nume, nu avem încă o strategie de decarbonizare a sectorului transporturilor, deci ar trebui, asta e tema noastră de acasă la nivel interministerial, iată, creșterea a crescut nesemnificativ în ultimii ani. De ce? Pentru că, și vedem lucrul ăsta, sub mecanismele de sprijin pe care le avem noi pentru sursele de energie regenerabile, este net avantajos să îți cumperi și o mașină electrică și poate să-ți instalezi și o pompă de căldură. Pompele de căldură, noi suntem foarte conștienți că încă sunt scumpe ca și bateriile de stocare și aici eu sunt ferm convinsă că dacă găsim acele stimulente de politici fiscale, de stimulente financiare, și aici desigur trebuie să avem un dialog foarte deschis, ferm, dar și franc cu cei din sectorul bancar. Pentru că investițiile și un împrumut, fie într-o baterie de stocare, mașină electrică, panou solar, ele trebuie să fie văzute diferit ca fiind tehnologii verzi. Respectiv, ar trebui să aibă acele stimulente financiare și facile pentru a accesa acest împrumut. Mă opresc aici, pentru că altfel aș vorbi foarte mult. Dar aici suntem la legea ASER și desigur că sunt multe alte aspecte la care noi lucrăm și pe eficiență energetică și de, multe altele. Da, foarte bine, pentru că următoarea temă pe care am vrut să o abordez este exact legea cu privire la eficiență energetică, care reglementează activitățile care urmăresc eficientizarea producerii, transportului, distribuției, precum și a utilizării energiei în vederea sporirii gradului de securitate energetică a țării. În acest context, știu că se lucrează la Programul Național Energie și Climă și vrem să știm ce prevede acest program și când îl avem actualizat. Da, chiar ieri l-am prezentat și în cadrul modificărilor, l-am prezentat în Parlament în cadrul modificărilor pe care le aducem la legea 174 cu privire la energetică. Nu vă plictisesc cu titulaturi de legi, dar legea respectivă este foarte importantă pentru a crea guvernanța necesară pentru a avea acel plan național integrat de energie și climă. Ei, iată, ce este acest plan? Este o obligație, pe de o parte, a Uniunii Europene să avem, să zicem, o strategie, că e mai mult decât o strategie. Deci, este un plan care se realizează prin modelări
exhaustive, zicem, ultimii 2 ani s-a lucrat intens și ele prevăd ce? Iată, ne uităm până în orizontul 2030. Primul plan se uită până în 2030. Bun, și facem analiza de ordinul ne uităm la care e consumul pe care îl avem noi în Republica Moldova până în 2030, care vor fi sursele de furnizare, care vor fi prețurile la energia electrică anticipate raportate la 2023, cum va evolua sectorul de transporturi, cum va evolua sectorul de industrie. Ei, iată, se iau mai multe componente în vizor și atunci ne uităm spre orizontul 2030. Ce politici vom avea și cum vor stimula aceste politici respectivele investiții? Cum va arăta sistemul energetic, dar și cel non-energetic până 2030? Deci aici e legat de plan. Dar cu referință la eficiența energetică, pe lângă faptul că, și subliniez, este a doua prioritate din cele 20 de priorități ale Guvernului Recean și aici vorbim de programul Moldova Europeană în 2030, și aici, deci, prioritatea face referință la eficiența energetică în clădiri. De ce clădiri? E, iată, 50% din consumul energetic în Republica Moldova nu este în industrie, este în sectorul clădirilor. Și aici, desigur, avem un stoc imobiliar destul de învechit, sovietic. Lucrul ăsta îl vedem și în clădirea guvernului, vă pot spune sincer. Și atunci încerci să reduci, vorbim și de principiul primar, de eficiență energetică. Tu reduci în primul și în primul rând consumul, înainte să te gândești să creezi alte facilități sau să creezi alte centrale de generare a energiei electrice sau de încălzire și așa mai departe. Deci încerc să rezolv problema de la rădăcină. Și pentru acest lucru noi lucrăm realmente la 3 aspecte. Pe de o parte, restructurăm agenția pentru eficiență energetică, pentru că avem nevoie de o agenție puternică ca să demareze programe de ordin național. Ce programe? 1. Fondul de eficiență energetică în sectorul rezidențial. Deci, cum spuneam, dacă avem cel mai mare consum în sectorul, deci în tot ce înseamnă consumul clădirilor, și acolo merg cei mai mulți bani și pe facturi și mai departe, haideți să și se lucrează intens la lansarea acestui fond. Anul viitor noi planificăm, iată, în jur de vreo 20 de clădiri multietajate și prioritatea în cadrul pentru aceste clădiri va fi în primul și în primul rând, dacă ele au un audit energetic, dacă ele au și încălzirea pe distribuție orizontală. Deci, iată, acesta este un aspect foarte important și fondul intenționăm să-l lansăm până la sfârșitul anului. O a doua componentă este, ați auzit deja, de programul EcoVouchere. Pe scurt, se înlocuiesc electrocasnicile vechi. Știați că un frigider, apropo, consumă în jur de 17% într-o gospodărie? Iată, noi asta ne propunem să înlocuim mai vreo 4 tipuri de electrocasnice pentru 50.000 de gospodării cu cele noi, de categoria 1 și a 2-a. Și a treilea pilot pe care l-am lansat este Casa Verde. Nu este Casa Verde ca în România încă acel program, că nu avem resursele financiare de scară națională, dar intenționăm să lansăm acest pilot de la 250 de case la nivel național, sub egida Agenției de Eficiență Energetică anul viitor. Mă opresc aici și vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, Carolina, pentru răspunsul exhaustiv. Ca o mică remarcă, ai menționat și tema gestionării deșeurilor. Iată, noi trebuie să revenim la gestionarea deșeurilor care ar putea provoca probleme în viitor, de la echipamente electronice electrice care intră acum pe piață. Deci nu uităm că ei sunt parte a responsabilității extinse a producătorului și intră și ei mai devreme sau mai târziu în această schemă. Dragi participanți, ni s-au alăturat panelului doamna Rodica Iordanca Iordanov, ministra mediului, și doamna Veronica Arpintin, secretar de stat la Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Bine ați venit! Continuăm sau revenim la dumneavoastră, da? Continuăm. Deci, în această...
În această ordine de idei o avem alături de noi pe Daniela Petrușeschi. Următoarea întrebare vine la dumneavoastră. Proiectul USAID Tehnologiile Viitorului are ca obiectivul de a amplifica competitivitatea și extinde integrarea cu piețele internaționale a sectoarelor economice transformatoare ale Republicii Moldova. Cum obiectivele și acțiunile proiectului contribuie la crearea unui sector de afaceri circular și durabil? O întrebare la care pot să vorbesc probabil tare, tare mult, dar o să fac și eu. O să mă folosesc de moment pentru a spune despre ceva mai mult despre acest proiect și anume, într-adevăr, pentru că ne aliniem la acele obiective care sunt la moment setate. De fapt, începusem chiar să discutăm acest lucru și cu domn director. Deci, economia circulară este un domeniu care este foarte nou pentru Moldova. De fapt, este foarte nou pentru tare multe țări, chiar și pentru cele europene care sunt foarte avansate în domeniu. Noi nu vorbim doar de reciclare, nu vorbim doar de reutilizare. Noi vorbim de un format care ar trebui să-l înțelegem și e vorba de schimbarea unui model de business. Pentru că avem nevoie de aplicarea, cel puțin în formatul actual perceput de economie circulară, unde avem două circuite, cel tehnologic și cel biologic. Am auzit de mai multe ori despre abilitățile și posibilitățile de a folosi deșeurile, de exemplu, vegetale pentru a produce biogaz și a produce energie și acest lucru îl pot face, evident, cel mai mult în gospodăriile țărănești, întreprinderile care în mijlocit lucrează cu produsele vegetale sau resturile de produse vegetale, cum avem din sistemul de vinificație, cum avem din producerea oricăror grâne sau chiar și acele sucuri și tot așa mai departe. Ei bine, este un potențial acolo, dar totuși, chiar și astăzi, plimbându-ne printre aceste standuri, fiind la standul Cricova, care arăta acel vin organic, când i-am întrebat despre acest lucru, dacă folosesc cumva deșeurile, au zis că, din păcate, încă nu. Îl folosesc, poate ca ulterior să facă niște îngrășăminte naturale pentru propria vie, dar vă închipuiți totuși care este beneficiul, de exemplu, acelorași semințe de poamă, de struguri, din care se poate extrage uleiul organic și tot așa mai departe. Ei bine, eu o să revin la formula de suport pe care o dă FTA, Future Technology Activity, în cadrul țării. Noi încercăm să lucrăm la nivel sistemic. Avem această abordare și ne încadrăm atât în sistemul de educație, pentru că contează foarte mult și de acolo pornește totul, mergând înainte cu suportul prin intermediul organizațiilor ODA și ADMA către direct gospodării, întreprinderi, pentru achiziționarea diferitor tehnologii inovative și care să le reducă din costuri, să le reducă din cheltuielile de energie. Și terminând cu colaborarea cu Ministerul Economiei, Dezvoltării Economice și Digitalizării, în vederea dezvoltării unor programe potențiale care ar aduce acele noțiuni de care avem atâta lipsă, cum ar fi aceeași taxonomie, cum vorbim despre principiile ESG, Environment, Social și Governance. Deci aceste aspecte trebuie să le aducem anume în formatul inițial regulatoriu ca să putem să facem ceva mai departe. Eu pot să continu mult, dar... Mulțumesc foarte mult. Și în contextul la ceea ce ai expus tu și a dezvoltării unei economii cu emisii reduse, economia verde, Ministerul Mediului și Guvernul a aprobat recent programul de dezvoltare cu emisii reduse 2030. Și acest program se axează pe mai multe componente și sectoare economice, cum ar fi energie, transport, clădiri, procese industriale, agricultură. Și, doamna ministru, ne spuneți, vă rog frumos, cum acest program integrează în principiile lui economia verde și tranziția la economie circulară? Da. Mersi foarte mult de invitații și de întrebare și cu cea mai mare plăcere salut toată audiența și mă bucur foarte mult că noi avem o deschidere în a comunica ce ar însemna aceste schimbări climatice, cum ele afectează dezvoltarea Republicii Moldova, care ar fi acele acțiuni, măsuri pe care atât statul cât și agenții economici, partenerii de dezvoltare pot să se implice în vederea ajutării Republicii Moldova să depășească această vulnerabilitate la schimbările climatice.
Dumneavoastră foarte bine cunoașteți că Republica Moldova este unul din statele cel mai mult afectate de efectele schimbărilor climatice pe planul Europei și respectiv avem nevoie să depunem eforturi considerabile atât pe partea de acțiuni concrete, cât și să susținem agenții economici ca aceștia să se implice mai mult și să aibă pe de o parte capacități cât și ghideri. Ce ar însemna măsurile pe care le întreprind. În acest sens, în realitate, Ministerul Mediului, cu suportul partenerilor de dezvoltare, au reușit să elaboreze și să aprobe, chiar acum, recent, parcursul la ultimele două săptămâni, două documente foarte importante de politici și mă refer la primul, la documentul care ține de programul de adaptare la schimbările climatice. Grigore, dacă ai o întrebare și despre programul respectiv, îl las mai târziu, dacă nu vorbesc aici. Și al doilea program foarte important este programul despre care menționează colegul, ține de programul național de dezvoltare cu emisii reduse. Deci, în cadrul acestui până în anii 30. Deci ambele documente fac referințe la anul 2030, motivul fiind în primul rând și intenția Republicii Moldova ca deja în anul 2030 să avem parte de marele noroc să fim stat membru a Uniunii Europene și respectiv trebuie să accelerăm și să urgentăm foarte multe procese în perioada de tranziție și negocieri și demonstrare că noi suntem conștienți, noi cunoaștem și noi depunem eforturi ca să fim stat membru a Uniunii Europene. Deci de aceea avem și acest an 2030. Ce ar însemna în practică acest program național de dezvoltare cu emisii reduse? În primul rând s-a făcut o evaluare amplă a activităților economice care se realizează în Republica Moldova și au fost identificate o listă de domenii economice care au impact mare asupra schimbărilor climatice prin faptul că sunt emisii în atmosferă destul de mari și în special gazele cu efect de seră. De aceea au fost aceste liste, aceste activități evaluate din punct de vedere care este totuși contribuția, ce fel de practici, ce fel de tehnologii, ce fel de activități se realizează de către agenții economici ca să înțelegem cu ce trebuie să venim ca aceste practici, măsuri, echipamente să fie înnoite, îmbunătățite, ca noi, de fapt, pe parcursul anilor să reducem treptat emisiile de gaze cu efect de seră și, într-o formă oarecare, noi contribuim la dezvoltarea țării, fiindcă avem echipamente noi, echipamente prietenoase mediului, avem tehnologii noi, avem abordări și metode de activitate noi care sunt prietenoase mediului și, respectiv, toate aceste activități, analizând per ansamblu, duc la această dezvoltare a statului, având în vedere elementul de reducere a emisiilor cu efect de seră. Deci au fost identificate, în primul rând, este tot ce ține de aspectul energetic, tot ce ține de domeniul gestionării deșeurilor, avem aspectul din domeniul agriculturii, vorbim și aspectele care țin de administrarea, gestionarea terenurilor și, în special, schimbarea categoriei și formelor de folosire a terenurilor, că în multe cazuri nu se ține cont de aspectele de emisii și, respectiv, multe din aceste activități duc la anumite pierderi. Deci, programul prevede măsurile, programul prevede și oportunitățile financiare, fiindcă în procesul de lucru asupra programului au fost identificați și partenerii de dezvoltare care sunt de acord. Programul va intra în vigoare în ianuarie 2024, respectiv mai avem câteva luni ca să începem deja și procesul de pregătire, de conlucrare cu partenerii de dezvoltare, să găsim acele mecanisme și să le pun mecanisme financiare ca acestea să fie funcționale. Dumneavoastră cunoașteți că Ministerul Mediului a relansat Fondul Național pentru Mediu, respectiv o formă de subvenționare, o formă de grantare ar fi acest fond. Noi îl testăm acum ca proceduri
Și sperăm că deja începând cu ianuarie 2024, într-o comunicare, într-un dialog cu agenții economici, cu inclusiv și cu deținătorii de case, vom fi posibil să lansăm acest proiect în implementare. Mersi. Vă mulțumesc foarte mult. Ați menționat Programul Național de Adaptare la Schimbările Climatice. Este un program la fel de ambițios, dar dacă ne oprim la el, stăm aici până... Numai dacă îmi permiți, da, la acel program vreau doar câteva momente să atrag atenție. Programul e la fel foarte ambițios. Deci ambele programe sunt foarte ambițioase. Ambele programe ar însemna o cooperare între toate instituțiile care, pe de o parte, protejează mediul, cum ar fi Ministerul Mediului, și cele care susțin sau promovează politicile în domeniul dezvoltării economice, cum ar fi Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, avem Ministerul Energiei, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, deci toate aceste instituții trebuie să existe, să funcționeze într-un dialog pentru a implementa acest program și a face schimb de date. Deci cel mai important din tot amalgamul de măsuri care țin de schimbările climatice, în primul rând s-au focusat pe, eu vreau să scot în evidență unele aspecte. În primul rând vom trece la un sistem nou de țintuire a cheltuielilor bugetare dedicate, care au impact asupra schimbărilor climatice. Deci noi vom conlucra cu Ministerul de Finanțe ca să scoatem în evidență care totuși este impactul financiar al schimbărilor climatice și cum să diminuăm acest impact prin procesele de monitorizare, analiză și stabilirea anumitor activități comune pentru ca să ne fie clar totuși care sunt aceste cheltuieli. Pe de altă parte, mergem printr-un proces de cooperare și coordonare a activităților, să nu apară aceste discrepanțe că domeniul construcției drumurilor, de exemplu, este mai prioritar decât o arie naturală protejată de stat în raport cu aspectele de schimbări climatice. Deci aici să existe acea cooperare și să identificăm măsurile ca pe de o parte să avem acea dezvoltare, drumurile sunt foarte importante, pe de altă parte noi trebuie să găsim măsurile cum să absorbim sau să facem sechestrarea de bioxid de carbon. Mergem și pe alte idei inovatorii, deci punem accentul implicarea femeilor mai mult în tot ce ține dezvoltarea economică, dezvoltarea economică verde și abordările de schimbări climatice. Mergem în reformă instituțională și vom crea prima dată în Republica Moldova centru de informare și monitorizare integrată a mediului, care vor colecta toate datele de mediu, le vor analiza prin prisma stabilirii prognozelor dinamice și perspectivelor în dezvoltare, ținând cont de toate aspectele climatice și de mediu. Și cel mai important este faptul că avem pe cele 6 domenii importante care sunt cel mai mult afectate de schimbările climatice, cum este infrastructura, transportul, agricultura, apa, pădurile, sănătatea, avem măsuri concrete și cu surse financiare posibile de absorbit pentru ca să diminuăm acest impact negativ al schimbărilor climatice asupra mediului. Eu mult pot să vă povestesc, dar cred că mai ușor. Foarte mult. Ministerul Mediului mai lucrează și la programul pentru promovarea economiei verzi și circulare, dar un rol foarte important în promovarea economiei verzi și circulare o are și Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Recent a fost relansat un grup de lucru în acest sens între Ministerul Mediului și Ministerul Dezvoltării și Dezvoltării Economice și Digitalizării. Ministerul, îi zic economiei pe scurt, să mai scurtez, elaborează Programul Național pentru Promovarea Antreprenoriatului și Creșterea Competitivității pentru 2023, pentru perioada 2023-2027. Vrem să știm cum acest program integrează prioritățile în domeniul economiei verzi și circulare și care sunt prioritățile Ministerului în acest sens. Bună ziua, doamnă ministră, doamnă secretar de stat, domnul director Pânte, colegi. Mă bucur să ne vedem toți astăzi aici. Probabil deja ați înțeles că prioritatea guvernului este construirea unei societăți fericite și prospere într-un mediu sănătos, cu un mediu înconjurător calitativ.
Aceasta este nu doar o dorință și un vis, este un obiectiv, pașii spre care se fac de către fiecare minister. În cadrul Ministerului de Dezvoltare Economică și Digitalizare, aceasta la fel este o prioritate care nu pot să-i dau număr, deoarece și digitalizarea per se este un proces care aduce la economisire, de exemplu, utilizarea hârtiilor, mașinilor pentru a le transporta, etc., ceea ce deja și avem anumite calcule referitor la impact asupra mediului în urma acestei reforme de reglementare despre care probabil o cunoașteți. Totodată, cum corect s-a menționat, a fost recent aprobat, recent, deci câteva zile în urmă, de către guvern programul de dezvoltare a antreprenoriatului și creșterea competitivității, care a fost elaborat de către Ministerul Dezvoltare economice și digitalizare împreună cu colegii de la Organizația de Dezvoltare a Antreprenoriatului. Și acest program prevede mai multe obiective, va fi o comunicare mai mare în acest sens, dar un obiectiv este de a mișca sistemul economic spre economia verde în oricare decizie și în oricare implicare a sa, fie acces la finanțe și diversificarea accesul la finanțe, fie dezvoltarea infrastructurii de suport, cum ar fi startup-uri și stimularea lor în soluții sau creativitatea în soluții pentru problemele ce țin de climat. Cum a vorbit Daniela, ESG-uri sau un termen care trebuie deja să-l învățăm, e environment, social și governance, sunt puse într-un primul grup de priorități și obiective și este foarte bine că deja vociferăm acest moment, îl cunoaștem și îl conștientizăm. Fiecare dată când vrei să faci ceva în economie, cel puțin, tu trebuie să ai resurse. Aceste resurse în domeniul economic se, de fapt, reprezintă două mari grupe, deci resurse financiare și resurse de know-how și cunoștință. Aici foarte mult mizăm și va vorbi domnul director Pânte despre ambele direcții, care vor fi dezvoltate în mod practic deja de către Organizația de Dezvoltare a Antreprenoriatului, dar eu vreau să vă spun că noi suntem foarte optimiști pentru că în primul rând, există trend global de susținere acestor proiecte ce ține de finanțare verde sau acces la bani lungi și mai ieftin la fel, cota lor în total a finanțărilor sau investments la nivel global este în creștere, pentru că toți mai mulți investitori sunt de acord să facă un profit mai mic, dar să finanțeze exclusiv proiectele verde. Aici, împreună cu Ministerul Mediului, Ministerul Energiei și Infrastructurii, sperăm să mai repede, dar vom lucra la elaborarea tuturor cadrelor normative ca să putem spune că da, noi avem economie verde, noi foarte bine știm ce este producerea verde sau ce este green job, pentru ca companiile noastre și nu doar școli, spitale să acceseze fonduri verzi. Dar cel mai important, probabil, este aici schimbarea paradigmei. Cum noi gândim atunci când noi procurăm un produs ambalat în plastic sau în alt ambalaj, cum noi facem alegerea noastră de consumator? În Europa există trend de creștere a reprezentanței partidelor verzi în organele de conducere, fie la nivel regional, cum este în Germania, fie la nivel de țară. Și aceasta este de asemenea un vot a oamenilor spre ceea ce este viața lor calitativă, ce ține de apă curată, ce ține de produse fără microplastic, ce ține de soluri calitative. Și în acest sens, noi din partea noastră vom face tot ce este posibil și avem echipe excelente pentru a organiza aceste procese. Totodată avem nevoie de susținere și înțelegere din partea tuturor. Avem nevoie de susținere din partea presiei care, în prim plan, va pune aspectele verzi în diferite articole, fie economice, fie de altă natură. Avem nevoie de susținerea profesorilor la școală care să-i duce copii și să povestească aceste lucruri. Avem nevoie de susținerea
celor care se angajează și atunci când la angajator sunt aplicate unele soluții mai puțin eficiente din punct de vedere a utilizării resurselor, să semnalizeze despre aceasta, să vină cu inițiative, pentru că doar împreună, doar dacă ne unim eforturi, noi putem aduce viitorul acesta calitativ la noi acasă, pentru că la moment, în foarte multe obiective, suntem departe. Avem plan de tranziție verde, am semnat acord din Paris, țara la nivel de angajamente este avansată, urmează toți împreună să facem efort ca să avansăm și la nivel de implementare, fiecare acasă și la serviciu. Eu vă mulțumesc foarte mult că sunteți atât de multe astăzi. Ați observat că sunt mai multe fete? Știți că la nivel global statistica ce vorbește despre responsabilitatea corporativă vorbește că companiile care sunt conduse de femei sau în bordul la cărora sunt femei, în mare majoritate implementează proiecte de social development, anume în domeniul ecologic. Mă bucur că sunteți astăzi aici și sper veți fi ambasadoarele acestei idei. Vă mulțumesc foarte mult! Și eu vă mulțumesc și toate aceste dezirate nu pot fi implementate fără partenerii noștri. Și dacă mai devreme a vorbit Daniela, care lucrează la un proiect finanțat de USAID, vreau să spun că Guvernul Republicii Moldova are un alt partener foarte important, Programul Național Unite pentru Dezvoltare, și știu că acum elaborează un proiect nou împreună cu Uniunea Europeană care îi spune promovarea unei tranziții verzi inclusive în Republica Moldova. Și vreau să ne spuneți mai mult despre acest proiect. Doamna Silvia Panacar, vă rog mult. Vă mulțumesc, domnule secretar de stat. Într-adevăr, deja acest proiect a fost aprobat, s-a semnat săptămâna trecută, deci putem spune că e un proiect în derulare, în valoare de 10 milioane și care are ca scop să faciliteze și să creeze premisele necesare pentru o societate mai rezilientă la schimbările climatice, mai sănătoasă, deoarece poluarea va fi redusă, și cu emisii de gaze cu efect de seră mai puține. Și aici, dacă ne referim la emisiile de gaze cu efect de seră, aș putea spune că, deși Republica Moldova nu are un volum mare de emisii în raport cu cel global, în plan regional, și dacă raportăm la produsul intern brut, suntem o economie cu cele mai înalte emisii în regiune. Aceasta ar însemna că eficiența economică este un motiv de îngrijorare. Deci asta ar fi unul dintre motivele care a stat la baza elaborării acestui proiect. Altele, desigur, că ar fi acele ținte de reducerea emisiilor asumate în cadrul acordului de la Paris de 70%, și în ultimul rând, ca urmare al obținerii statutului de țară candidat EU, Republica Moldova, aceasta vine cu un pachet de angajamente și obligativități, iar aceste responsabilități și obligativități vin și în raport cu Pactul Verde European. Deci acestea au fost cele mai importante trei premize care au stat la elaborarea acestui proiect, și proiectul a fost dezvoltat în două blocuri de activități. Primul bloc de activități, ne propunem să creăm condițiile necesare reformelor care sunt necesare în domeniul tranziției verzi. Și aici vorbim despre platforme de coordonare, fiindcă e vorba despre toate sectoarele economiei, dacă vorbim despre economia verde, iar abordarea trebuie să fie una coerentă și coordonată. Vorbim despre produse analitice care să răspundă la întrebările, de exemplu, cât ne costă tranziția verde, de unde luăm acești bani. La fel, în cadrul proiectului dorim să explorăm modele noi de afaceri, ca de exemplu în domeniul deșeurilor,
deoarece la moment acele GC-uri care sunt supuse reciclării sunt exportate, dar ele pot fi transformate în materie primă care să creeze locuri de muncă și venit aici în țară și ne propunem să le explorăm aceste modele, să lucrăm la standarde și regulamentele necesare. Și desigur că nu în ultimul rând vorbim despre o listă de idei de proiecte pe domeniile mobilitate, energie și deșeuri, fezabilitatea cărora va fi studiată și analizată și finanțarea lor va fi explorată în continuare. Deci aici am vorbit despre blocul de activități care ar crea condițiile necesare pentru reforme, iar următorul bloc de activități ar fi cel investițional și aici e vorba despre proiecte eco-inovative pe trei direcții, mobilitatea, deșeuri și energia, fiindcă acestea sunt sectoarele care contribuie în cea mai mare măsură cu emisii de gaze cu efect de seră. Aici ne propunem să lucrăm cu IMM-urile pe dimensiunea producere mai curată și mai eficientă de punct de vedere energetic, dar și de punct de vedere a resurselor. Vom lansa un program Fast Track Challenge în cadrul căreia dorim să testăm diverse idei inovative cu sectorul privat pe aceleași domenii menționate puțin mai devreme. Vom lucra cu sectorul privat în continuare și cu apeleurile pentru a implementa principiul responsabilității extinse a producătorului și vom finanța acele noi modele de afaceri în sectorul deșeurilor care până acum nu sunt explorate, ca de exemplu din domeniul textil, deșeuri din construcții, deșeuri din lemn și altele. Vom testa și vom implementa soluții în domeniul energetic, ca de exemplu contorizarea net, plantații energetice pentru a asigura lanțul de aprovizionare cu biomasă. Aici vor mai exista și proiecte pe dimensiunea mobilitate durabilă, care vor fi, desigur că, prioritizate în programul elaborat, tot la fel în cadrul acestui proiect. Și, în ultimul rând, vom contribui la extinderea rețelei de monitorizare a calității apei și la capacitarea laboratorului care va analiza aceste date. Cam asta ar fi pe scurt despre proiectul ambițios care ne-l propunem și unde sperăm să colaborăm cu toate instituțiile ca să iasă un succes. Vă mulțumesc, foarte mult. Și dacă am vorbit despre politici și programe, am vorbit despre partenerii noștri, acum urmează să vorbim un pic și despre cui aceste programe sunt adresate. Vreau să-i adresez o întrebare domnului Pântea, directorul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, care are misiunea să ajute antreprenoriatul să inițieze o afacere, să o dezvolte, să o internaționalizeze. Și știu cu siguranță că au fost câteva programe, proiecte care se axau pe aspecte de ecologizare, eficiență energetică, digitalizare. Vreau să știu care sunt rezultatele acestor programe și cum s-a reușit promovarea economiei verzi în cadrul acestora. Da, mulțumesc de întrebare. Bună ziua la toată lumea. Deci, Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului este instituția care are misiunea să implementeze, pe de o parte, politicile Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării și ale Guvernului pe dimensiunea susținerii antreprenoriatului, iar pe de altă parte are misiunea de a asigura cu resurse, cum a vorbit și doamna Arpinte, resurse financiare, dar și know-how pentru companiile care vor să crească, să dezvolte și să asigure un impact asupra dezvoltării economiei naționale. Acum, la nivelul instrumentelor pe care le oferă Organizația pentru Antreprenori, acestea în ultima perioadă s-au diversificat mult. Vorbim aici de instrumente sub formă de suport financiar nerambursabil sau, mai pe scurt, granturi pentru diferite companii care vor să se lanseze în afacere, unele pentru cele care vor să crească și până pentru cele care vor să iasă cu produsele și serviciile lor către export.
De asemenea, în ultima perioadă, Guvernul și UODA se orientează pe instrumente care facilitează accesul la finanțare din sistemul financiar bancar. Vorbim aici de facilitarea accesului la credite, pentru că prin intermediul unor asemenea resurse pot fi implementate proiecte investiționale de o anvergură mult mai mare și cu impact mai mare, atât asupra companiilor, cât și asupra economiei. Acum, când vorbim de rezultate, pe UODA implementează câteva programe de grant care au tangență cu economia verde. Noi înțelegem că antreprenorii sunt unii din cei mai mari poluatori și, practic, guvernul trebuie să aloce resurse pentru aceștia, pentru că se ating mai multe obiective în același timp. Pe de o parte cresc capacitatea de producție a companiilor, iar pe de altă parte îmbunătățim toți indicatorii ce țin de mediul înconjurător. La finalul anului trecut, programul expres dedicat ecologizării afacerilor, programul Ecologizarea IMM. Spuneam, la finalul anului trecut, programul expres dedicat ecologizării afacerilor a fost modificat de către guvern și prelungit pentru încă o perioadă de 3 ani. Modificările vin să faciliteze accesul la suport sub formă de grant. Grantul a fost crescut până la valoarea de 500.000 de lei și alte elemente care fac ca programul să fie implementat în baza unui apel continuu. Practic, antreprenorul vine să-și ia finanțarea atunci când el are nevoie. Respectiv, de la finalul anului trecut, numărul de proiecte care au aplicat spre finanțare s-a triplat chiar, inclusiv și valoarea suportului financiar acordat. Până la moment avem aproape 141 de antreprenori finanțați în cadrul programului de ecologizare, antreprenori care au primit de la bugetul de stat resurse financiare de circa 30 de milioane de lei pentru a implementa proiecte investiționale pe trei dimensiuni. Dimensiunea de apă, dimensiunea de gestionare deșeurilor și dimensiunea de aer, respectiv aceste fiind și trei dimensiuni care afectează cel mai mult mediul înconjurător. Când vorbim de apă, UODA finanțează pentru antreprenori instalarea de stații de epurare, stații de preepurare, pe dimensiunea aerului tot felul de echipamente care să reducă emisiile în atmosferă, iar pe dimensiunea deșeurilor, evident vorbim aici de economie circulară și sisteme de management a deșeurilor de producție industrială. Un alt program cu tangență în ceea ce privește mediul înconjurător este programul de retehnologizare și eficiență energetică, cel mai accesat, practic, program al UODA la moment și programul care și canalizează cel mai mari resurse financiare către antreprenori. Din momentul lansării, în luna august anul trecut, UODA a susținut financiar peste 100 de antreprenori cu resurse financiare de peste 120 de milioane de lei deja. Antreprenori care au investit în mare parte fie în echipamente și utilaje mai eficiente din punct de vedere energetic și cu un consum mai redus de energie, sau antreprenori care au investit în instalarea de panouri fotovoltaice care să le reducă consumul de energie din surse convenționale. Într-adevăr, aceasta, pe de o parte, i-a mai ajutat și să-și reducă și consumul de energie și facturile pe care le aveau în fiecare lună pentru energia electrică. În același timp, chiar dacă vorbim doar de două programe care au tangență cu ecologizarea întreprinderilor mici și mijlocii, și celelalte programe de granturi ale UODA pot fi accesate pentru proiecte investiționale de mediu, deci dimensiunea de mediu nu este interzisă în alte programe. Noi chiar ne gândim ca dimensiunea de mediu să devină una obligatorie în toate programele UODA prin implementarea unui sistem ESG la nivelul organizației noastre, dar aici trebuie să înțelegem că și antreprenorii trebuie să fie gata să poată veni cu asemenea proiecte investiționale. De aceea, la prima etapă, vrem să implementăm acest mecanism pentru acei antreprenori care accesează resurse din sistemul financiar. Și aici vorbim de resurse creditare și aici UODA are mai multe instrumente prin care susține antreprenorii să acceadă la resurse creditare. Vorbim aici, în primul rând, de fondul de garantare a creditelor, care acordă garanții în condițiile în care antreprenorii nu au suficient gaj
atunci când vor să acceseze un credit. Și evident vorbim de programul 373, un program lansat recent de către guvern, care vine să compenseze rata dobânzii la creditele investiționale pentru antreprenori. Programul este eligibil pentru credite de până la 15 milioane de lei. Deja un volum de resurse care pot fi utilizate de companii cu activitate mare și de asemenea cu activitate și, și o poluare mai mare. Păi iată, în aceste instrumente financiare țintim implementarea unui mecanism de evaluare și raportare a impactului asupra mediului de către companii, astfel încât să atingem și celelalte obiective ale guvernului, inclusiv cele pe dimensiunea de mediu. Acum am vorbit despre accesul la resurse financiare și, într-adevăr, ODA are suficiente resurse, programele sunt active, eu îndemn toți antreprenorii să aplice la aceste programe, programele merg în regim continuu, când au nevoie antreprenorii să implementeze un proiect investițional, pot accesa aceste resurse. Dar când vorbim de antreprenori, mai este și problema de cunoștințe, de educație antreprenorială, mai ales pentru cei mici, cei debutanți, inclusiv educație antreprenorială pe dimensiunea mediului și înțelegerea ce înseamnă impactul asupra mediului și cum să-și calibreze corect proiectele investiționale. Păi iată și aici ODA vine cu suport prin programul de educație antreprenorială, un program care am început să-l ajustăm încă în anul trecut și în continuare lucrăm la ajustarea acestuia, încât să țintim cât mai bine nevoile antreprenorilor de cunoștințe pe diferite domenii, inclusiv cele de mediu. În acest sens, noi suntem susținuți de mai mulți parteneri externi. ODA are o foarte bună colaborare cu Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare, Agenția Germană de Cooperare și Dezvoltare, Delegația Uniunii Europene, Banca Mondială, astfel încât să avem un efort coordonat pe dimensiunea de susținere a antreprenorilor. Vreau să mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile la întrebările mele. Sper că nu au fost prea dificile, dar au fost foarte, foarte... Am primit un răspuns exhaustiv și foarte clar. Acum, fiindcă noi am început un pic mai târziu, vom avea o sesiune de întrebări-răspunsuri, dar o limităm la 5 minute. Dacă sunt întrebări, vă rog, ridicați mâna, eu mă apropii și vă dau microfonul. Vă rog să vă prezentați și cu adresați întrebări. Bună ziua, mă numesc Andrei Ceaglei, sunt reprezentant Bionica Energy, unica companie care activează în ziua de astăzi pe poligonul Țințăreni cu emiterea gazelor care ne acoperă planeta, să spunem așa. La ziua de astăzi noi avem mai mult de 100 și de gunoiști, și este primul proiect în Moldova care ține de faptul de a face degazarea și de a sustrage gazele care poluează atmosfera. Și întrebarea, bineînțeles, sunt, mă iertați, sunt la toți prezenții în prezidium, da? Mă refeream în primul rând la Ministerul Energetic. S-a făcut un tarif atât de mic că pentru business nu este interesant de a face degazare și de asta se elimină gazul ăsta și ne otrăvește pe toți. 1,50 lei, care este la ziua de astăzi ca tarif pentru nu este nimic. Este așa un mic și jos că 11 sau 12 ani în urmă, când energie costa cu copeci, el era de 1,70 lei. Acum nu știu ce s-a întâmplat, că am crezut că nu mai trebuiește obiectivul dat. Asta e ce constă de tarif, sper că noi vom colocra ca să aducem la nivelul respectiv. Țințărul acum este în dezvoltare, să spunem așa, noi refacem toată rețeaua care o avem acolo de sustragere a gazului. Bineînțeles, o să mergem la investiții mari și atunci ne trebuie bani. Cum ați menținut și dumneavoastră, ne trebuie bani mai ieftini decât pot fi, fiindcă trebuie să fie întorși. Și sunt bani destul de mari. Trecem peste 2,5 milioane de euro.
Și noi, ca să facem față la tot procesul de degazare, ne trebuie mână de ajutor, un număr, un cuvânt bun și, bineînțeles, o susținere. Asta este o întrebare. Cum putem noi să fim primii și să menținem, da, proiectul dat, fiindcă este un proiect mare, frumos, și după noi sper că și alți investitori vor merge pentru restul Gunoiești. Chiar dacă va fi mică, dar dacă va fi un interes din partea noastră cu tariful, să spunem așa, tariful verde, nu este tarif de spunem de business, dar tarif verde pentru degazare. Nu merge vorba de 2 lei, 3, merg de 3-5 lei, pentru dacă este Gunoiește mică, să aibă cineva acolo să facă, că acolo are investiții, dar venitul este mic. Vă mulțumesc! Cerere tare! Mersi pentru întrebări. S-a referit la Ministerul Energiei, îți dau microfonul, da, cu siguranță. Am rugat 5 minute pentru toți, nu pentru un vorbitor. Ok. Așa, cu titlul de informare, de tarife nu ne ocupăm noi, dar se ocupă, apropo, Agenția Națională de Reglementare în Energetică, însă, în egală măsură, noi chiar de anul trecut, apropo, am trimis un aviz către ANRE atunci când ei ajustează tarifele pentru toate tipurile de tehnologii, de majorare a tarifului de biogaz. Normal, pentru că dacă te uiți la CAPEX, la investițiile pe care le faci în biogaz și mai ales la OPEX, la costurile operaționale pe care energia solară și cea eoliană, deci intermitent, le are aproape de zero. Sorry, dar asta e clar de la ochiul liber că să-ți dezvolți un business chiar pe biogaz sau waste to energy, adică din deșeuri să produci energie, ai nevoie de alte costuri, cel puțin investiționale și de know-how și îți mai trebuie să angajezi pe cineva care să ocupe de acest lucru. Deci eu vă încurajez să veniți cu un demers în acest sens către agenție ca să nu fim noi singura voce pe această dimensiune. Pe partea de deșeuri o voi lăsa chiar pe doamna ministru sau domnul secretar de stat, însă desigur și noi ne aliniem acestei poziții. Trebuie întâi de toate să reușim să reciclăm cât mai mult, să reutilizăm acele deșeuri în maniera posibilă înainte de a ajunge la componenta de a produce energie. Acolo unde vorbim de deșeuri municipale sau deșeuri lichide care au un cu totul alt tratament și dumnealor vor vorbi, dar la altfel o altă componentă importantă ce vreau eu să spun e că noi susținem toată, să zic, categoria asta de energie regenerabilă, non-intermitent, adică biogaz și și energie produsă din deșeuri și avem deja 90 de megawatts capacitate alocată. Desigur că nu vedem același interes pentru aceste capacități, cum este cazul la cea solară și eoliană. Sperăm că acest lucru se va schimba și el poate se va schimba realmente cu creșterea tarifului. Dar și aici, din nou, vreau să văd și băncile prezente la astfel de discuții, să nu vorbim în surdină și doar la nivel de politici și de legi. Investițiile de la ei trebuie să vină și ei trebuie să înțeleagă toate țintele juridice pe care noi ne le-am setat și toate sutele de milioane de euro pe care ei trebuie să le injecteze următorii ani și zeci de ani. Să ajungem la acel net zero până în 2050. Și nu numai net zero, apropo, iată toată cursa asta de decarbonizare, noi trebuie să o îmbrățișăm complet, să o vedem ca pe o oportunitate masivă la noi în țară. Noi nu avem gaz, nu avem petrol, asta e oportunitatea numărul unu la noi în țară și pentru joburi, apropo. Mulțumesc! Cu gestionarea deșeurilor o să vă răspund eu succint, ministerul, împreună cu donatorii, cu finanțatorii. Suntem la etapa de implementare a proiectului Deșeuri Solide Moldova. Vrem să creăm sisteme integrate de management a deșeurilor, de la infrastructura de colectare, infrastructura de transportare, infrastructura de depozitare, sortare,
tratare mecanico-biologică la moment și unde e cazul, degazarea poate să vină mai târziu când începem etapa de închidere a gunoiștilor existente, pentru că asta este principiul unui sistem integrat sau ce ne dorim noi să facem. Creăm sistemul, finanțăm, edificăm infrastructura, pornim sistemul integrat de gestionare deșeuri și venim înapoi la gunoiștile existente pentru a le închide. Ce ține de țințăreni? Da? Este o gunoiște care urmează a fi lichidată în următorii 5, 6, 7 ani, în dependență de durata de viață și ciclul de viață acestei gunoiști. Ea, momentan, este operațională și este operată de un agent a primăriei Chișinău, întreprinderea autosalubritate. Deci acolo ar trebui să găsiți puncte comune de tangență, cum să gestionați situația de acolo. Eventual vreau să spun că am primit adresa dumneavoastră, o examinăm și o să primiți răspuns la toate întrebările pe care le-ați invocat. Vă mulțumesc! Timpul, din păcate, s-a epuizat. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns la întrebări și dumneavoastră pentru participare.